Warren Buffett are 150 de miliarde de dolari în cash care stau degeaba și asta ar trebui să ne punem să ne gândim că aoleu înseamnă că urmează o criză foarte nasoală pentru că Warren Buffett are o groază de bani ce stau pe margine și el vrea să cumpere și așteaptă acea corecție. Și ar trebui și noi să facem la fel, hai să vindem tot pentru că trebuie să facem ca Warren Buffett, când începe el să cumpere, cumpărăm și noi. În niciun caz, stați cu minți, nu e chiar așa, hai să ne uităm puțin mai în detaliu. În primul rând, Warren Buffett are stilul acesta de a avea mereu cash disponibil. Nu neapărat 150 de miliarde de dolari, dar trimestrul trecut cred că avea în jur de 136 de miliarde de dolari, dacă nu mă înșel. Nu este o cifră exactă, pe undeva pe acolo. În momentul de față are 147 de miliarde de dolari care stau în cash disponibil. Deci, Warren Buffett. Preferă să aibă mereu cash disponibil și mi se pare un lucru foarte bun pe care îl face pentru că și eu vă recomand de fiecare dată un lucru pe care l-am învățat de la el de altfel să țineți mereu bani disponibili pentru momentul în care apare o oportunitate pentru că nu ai de unde să știi de unde să apară o oportunitate doar că nu trebuie să țineți sume fantastice de bani disponibile să stea degeaba și asta face și Warren Buffett și dacă nu mă credeți și vă gândiți că 150 de miliarde de dolari este o sumă fantastic de mare cum mai cum poți să spui chestia asta? Gândiți-vă că asset-urile, total assets, adică toate activele pe care Berkshire Hathaway le deține, potrivit global ranking, sunt 1.041 de trilioane de dolari. Asta mi arată mie site-ul ăsta, don't blame the messenger. Deci Warren Buffett, având 147 de miliarde în cash disponibil, are de fapt undeva la 14-15% din total assets ca bani? Deci nu e așa rău, nu? Parcă nu e atât de rău. Exact, nu este atât de rău și Warren Buffett cam ține mereu undeva între 10 și 15% din ce am văzut în cash disponibil, constant de-a lungul timpului. S-ar putea să greșesc, dar asta am văzut în ultimii ani de zile. De ce face chestia asta? Așa cum v-am zis, oportunități. Dacă apar oportunități, Warren Buffett vrea să profite de ele și o sumă considerabilă este foarte bine venită pentru astfel de lucruri, mai ales când ea nu este un procentaj atât de mare. Problema este că media, așa cum ne prezintă lucrurile, ne cam sperie, adică atunci când vezi 150 de miliarde de dolari, e fantastic de mult, te, te gândești, vai de capul meu, câți bani are ăsta, păi probabil tot ce are sunt efectiv bani, nu mai are nimic investit sau are foarte puțin investit. În niciun caz, are mare parte din banii săi și din bani Berkshire Hathaway investiți și asta vă recomand și de fiecare dată, să stați în piață, și să nu ieșiți cam niciodată cu toți banii. Ok, uitați-vă de fapt la Warren Buffett, că nici măcar în timpul pandemiei nu e ca și cum că a ieșit cu 90% din investițiile sale să stea în cash ca să cumpere mai târziu. Pentru că e o vorbă pe care o are el și am văzut de multe ori, multe videouri, cel mai ușor lucru pe care puteți să-l faceți este să cumpărați acțiuni la companii bune, cel puțin mare parte din portofoliul vostru o să fie o, o constituit din companii bune sau dacă nu ști, nu știți ce, S&P 500 și să cumpărați constant, să uitați de el, să vă uitați la portofoliul vostru după ani și ani de zile. În niciun caz să nu obsedați, să vă uitați la portofoliul vostru constant cum face sus, jos, sus, jos. Pentru că dacă vă uitați pe un termen foarte scurt, probabil graficul o să arate foarte haotic și o să vă panicheze. Dacă vă uitați pe un termen foarte, foarte lung, o să vedeți că trendul este ascendent. Desigur, există și burse în lumea asta care au intrat în declin. Spania, de exemplu, Japonia a fost într-o stagnare constantă de foarte mult timp, de vreo 30 de ani, deci sunt și excepții. Nu, nu înseamnă că trebuie să nu urmăriți deloc portofoliul ani de zile, dar să nu obsedați cu el, să nu vă uitați constant zilnic și să vă gândiți aoleu ce fac acum, să vând, să cumpăr, să vând, să cumpăr, să vând, să cumpăr, ce fac, ce fac, ce fac. Nu trebuie să faceți asta. Asta ne învață cel puțin Warren Buffett, eu asta mă înțeles de la el. Motivul meu pentru care aici nu stau să mă uit la portofoliu în fiecare zi, da, urmăresc bursa, dar nu stau să mă uit la portofoliul meu să văd ce îmi fac acțiunile, ci urmăresc dacă pot să mai cumpăr ceva și mai țin niște bani mereu disponibili pentru fel și fel de investiții pe care pot să le fac, nu doar în bursă, dar și alte tipuri de investiții. Și asta vă recomand și vouă, deci, încercați să, vă, să, țineți, să fiți mereu în piață, acum voi decideți cât, 20, 30, 50, 70 80% cât doriți. De exemplu, Warren Buffett, după cum vedeți, este în jur de 85% în piață. Puteți să faceți și voi la fel sau puteți să aveți o altă proporție. Dar încercați să nu vă luați după aceste știri, după aceste uh, articole care vă panichează prin faptul că Warren Buffett are o sumă foarte, foarte mare care nu este investită. Pentru că, în realitate, nu este un procent atât de mare pentru el. Asta trebuie să rețin. Sper că vi s-a părut interesant, nu uitați, dacă vreți să cumpărați și să investiți în acțiuni, puteți să o faceți prin Interactive Brokers sau prin eToro. Interactive Brokers vă oferă și posibilitatea să cumpărați obligațiuni corporative, obligațiuni de stat și așa mai departe, aveți mai multă varietate în ideea de ce active puteți să cumpărați. În schimb, -Toro este un social trading platform, este mult mai frumoasă, hai să zicem, mult mai ușor de folosit și vă oferă opțiunea de a face copy trading dacă găsiți pe cineva care este de încredere și vă vreți să îi replicați, portofoliul. Dar ce să mai aveți doi brocuri foarte buni pe care puteți să-i folosiți, aveți link în descriere și cam asta este despre videoul cu Warren Buffett. Stați calm, Warren Buffett nu este ultra bearish pe piață, e normal, rămâne același bătrânile simpatic ca întotdeauna. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share și subscribe pentru că foarte, foarte mult și ne vedem ca de obicei în următorul video. Pa, pa!